Ai mâncat ceva azi, mă? Nu. Ia dă-mi coace degetul, să ia glicemia. Ia. Nu ăsta că se filmează. Afli din acest video 7 greșeli care schimbă valoarea glicemiei atunci când o măsori, care sunt pașii corecți, unde să te înțepe degete ca să te doară mai puțin și ce picătură de sânge trebuie să folosești pentru a obține cel mai corect rezultat. Eu sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0, locul din YouTube unde toate informațiile sunt validate medical și explicate pe limba ta. Monitorizarea regulată a glicemiei, a nivelului de zahăr din sânge, este cel mai important lucru pe care îl poți face pentru a-ți gestiona diabetul de tip 1 sau de tip 2. În baza acestei informații a valorii glicemiei, vei putea vedea ce anume o face să crească sau să scadă, cum ar fi de exemplu consumul anumitor alimente, administrarea unor medicamente sau activitatea fizică, și vei putea lua împreună cu medicul decizii cu privire la cel mai bun plan de îngrijire a diabetului. Decizii care pot ajuta la amânarea sau prevenirea complicațiilor diabetului, cum ar fi atacul de cord, accidentul vascular cerebral, bolile de rinichi, pierderea vederii sau amputația de membru. Nu uita că îți poți salva rezultatele măsurării glicemiei și poți folosi o aplicație pe telefonul mobil care să-ți permită să urmărești evoluția acesteia. Nu ai un telefon inteligent? Nici maică mea nu se desparte de la cu butoane. Nu-i nimic, notează-ți-le într-un carnet și ia-l cu tine când mergi la diabetolog. E, astea au fost lucrurile pe care este bine să le faci, dar noi ne-am propus să-ți spunem care sunt greșelile pe care e posibil să le faci atunci când îți măsori glicemia. Cine mai știe de asta? Nimeni, absolut nimeni. Nu te speli pe mâini înainte să-ți măsori glicemia. Este neapărat și obligatoriu să te speli pe mâini cu apă caldă și săpun și apoi să le usuci bine înainte de a-ți testa glicemia. Dacă pe degete ai urme de zahăr, rezultatul nu va fi unul care să reflecte realitatea. Dacă mâinile nu sunt uscate, umiditatea poate dilua proba de sânge sau poate împiedica reacția chimică a testului și atunci, la fel, rezultatul nu este unul fidel. Auziți ce spune doamna dr. Bianca Postolache, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice. Este foarte important ca pacientul, înainte să își ia glicemia, să respecte câteva mici reguli și anume, în primul și în primul rând, să se spele foarte bine pe mâini cu apă și săpun, să se șteargă cu un șervet curat și să nu folosească soluții de dezinfectat, spirit sau altceva. De ce spuneam mai devreme că trebuie să se spele foarte bine pe mâini pacienții? Pentru că uneori se poate întâmpla ca glicemia luată din deget să fie modificată din cauza că ei au pus mâna pe ceva. Nu obții suficient sânge. Dacă înțepătura nu este suficient de adâncă, că ți-e milă de tine, este posibil ca proba de sânge să fie prea mică și să nu umple spațiul necesar de pe bandeletă, lucru care poate denatura și el rezultatul. Totuși, nu e bine să fie nici prea mult. Cel mai bine ar fi să nimerești picătura bună din prima. M-ați ucis, asasinilor! Permiți altei persoane să folosească glucometrul tău. Glucometrul poate fi considerat un obiect personal și ideal este să-l folosești doar tu. Dacă totuși, ocazional, se întâmplă să-l oferi unei alte persoane pentru a-și măsura glicemia, nu doar că trebuie să schimbi acul, dar trebuie să și dezinfectezi aparatul atât înainte cât și după folosire. Precizare de la doamna dr. Postolache. Fiecare aparat conține acest înțepător. Ce trebuie precizat de asemenea este că în acest înțepător se află acul, o să-l arăt. Da, și acul acesta nu trebuie schimbat la fiecare înțepătură, ci se schimbă în momentul în care înțepătura doare sau în momentul în care vrea altcineva să-și ia o glicemie și ține neapărat să folosească acest dispozitiv. Nu te-ai spălat pe mâini și folosești prima picătură de sânge pentru măsurătoare. Dacă mâinile sunt curate și uscate, poți folosi prima picătură de sânge care răsare după înțepătură. Dacă dintr-un motiv oarecare nu ai posibilitatea să te speli pe mâini, șterge prima picătură și folosește-o pe a doua. Doamna dr. Postolache îți arată cum se face. Mă voi înțepa în deget. Se șterge prima picătură și apoi se apasă pe pulpa degetului și vom obține o a doua picătură și o să punem lamela, cum am pus-o eu mai devreme, pe picătura de sânge să absoarbă puțin sânge. Te înțepi în vârful degetului.
Nu că e greșit să te înțepi în vârful degetului, însă pentru că zona aceea este foarte, foarte sensibilă, aici unde ai amprentele, va fi mai puțin dureros dacă vei face acest lucru pe una dintre lateralele lui. Specialiștii ăia de sus de tot, de la Organizația Mondială a Sănătății, sugerează ca picătura de sânge pentru măsurarea glicemiei să fie obținută mai degrabă din degetele mijlociu și inelar. Păi ăla-i mijlociu. Ce-ai mă că ăla-i mijlociu? Ce-ai? Taci! Decât din cel arătător. Nu știu de ce. Dar eu n-am nicio vină. Folosești bandelete vechi sau nu le depozitezi corespunzător? Cutiile cu bandelete au inscripționată data expirării. Aproape sigur că nu te-ai gândit să verifici acest lucru atâta timp cât nu ai luat bandeletele ca să le mănânci. Află că enzima pe care o conține bandeleta, cea care reacționează la zahărul din sânge, după un timp începe să se descompună și asta va afecta citirile. Pe de altă parte, umiditatea sau temperaturile extreme accelerează acest proces, așa că depozitarea adecvată este esențială. Nu ești suficient de hidratat. Dacă organismul nu are suficientă apă, zahărul din sânge devine mai concentrat. Asigură-te că ai băut multă apă, mai ales dacă ai fost afară la căldură, dacă ai făcut exerciții fizice prea intense sau ai consumat cafea sau băuturi pe bază de cofeină. Ești persoană diagnosticată cu diabet, îți măsori corect glicemia cu respectarea tuturor acestor reguli și constați că în mod frecvent nu ești în țintele glicemice, adică în valorile alea la care să se poată spune că ești bine. Ce faci? În niciun caz nu-ți ajustezi tratamentul după capul tău. Te duci la diabetolog și-l asculți așa cum asculți Evanghelia și respecti ce-ți recomandă el cum respecti Biblia. A doua situație, nu ești diagnosticat cu diabet, dar te pasionează să-ți măsori glicemia pentru că te știi la risc și constați că e mai mare decât ar trebui să fie. Am diabet sau mi se pare mie? Nu. Diagnosticul nu se stabilește pe baza glicemiei luate din deget cu glucometrul, ci în baza glicemiei măsurate din sânge venos în laborator. Uite ce spune doamna dr. Alina Lazar și dânsa tot medic specialist în diabet, nutriție și boli metabolice că ai de făcut. Atunci ne putem adresa medicului de familie, medicului specialist, facem o programare, iar medicul specialist sau medicul de familie ne va îndruma cu sfaturi, cu acțiuni ce trebuie făcut mai departe, cu investigații suplimentare. Pentru că o singură glicemie, chiar dacă e din sânge venos, nu e neapărat să ne ajute, mai ales dacă nu are o valoare extraordinar de mare, în diagnosticul prediabetului, a diabetului. Să facem un test de toleranță la glucoză. Ce înseamnă acest lucru? Ei, este un test de provocare. Pacientul, persoana respectivă, se poate duce la un laborator de analize, va dizolva 75 de grame de glucoză în 300 de mililitri de apă și va bea acel lichid în 3-5 minute. Dar înainte să bea acel lichid, îi se va recolta o glicemie din sânge venos pentru a avea o valoare înainte de a servi acel prânz, între ghilimele, cu ghilimele de rigoare. Asta vorbim de dimineața la trezire. Ulterior, după 2 ore, se va mai recolta o altă glicemie. Și în funcție de valorile pe care le vom găsi acolo, putem spune dacă este prediabet, dacă este diabet. Ei, dacă ne iese o glicemie la acest test de dimineață, între 100 și 125 de miligrame pe decilitru, atunci ne putem gândi la alterarea glicemiei bazale, da? Glicemie bazală, adică glicemia de dimineață pe nemâncate, glicemia ajun. Dacă la glicemia de la 2 ore după ce am înghițit acel lichid dulce ne iese undeva peste 140, dar până în 199, atunci este vorbind de scăderea toleranței la glucoză. Amândouă situații sunt situații care trebuie să ne facă să luăm anumite măsuri. Se numesc prediabet, da? Criterii de prediabet. Și având aceste criterii, ne adresăm clar cu rezultatul testului medicului și medicul ne va îndruma mai departe ce este de făcut. Pentru că acest prediabet vine la pachet cu un risc de a dezvolta, un risc foarte mare de a dezvolta diabet, de a dezvolta complicații cardiovasculare, chiar și se spune că 18% din persoanele care suferă de prediabet au șanse să dezvolte și neuropatie diabetică în stadiul de prediabet, să ne înțelegem. Noi cu aceste informații te-am putut ajuta. Tu ce alegi să faci mai departe pentru sănătatea ta? Eu sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0.
abonează-te cu un click pe clopoțel, pentru că în acest fel vei putea să fii pe fază la live-urile care urmează și din care afli concret o mulțime de alte lucruri despre diabet și despre neuropatie. Și lasă-ne un comentariu în care să ne spui dacă împrumuți glucometrul. Cui?